Salută tuturor, bine v-am regăsit! Astăzi avem un subiect foarte interesant. La un moment dat am făcut o afirmație, într-un webinar, cred că, legat de faptul că nu există o relație de prietenie sau nu este sănătoasă sau ceva nu e în regulă dacă ai prieteni de sex opus. Da? Că ceva nu e în regulă, că dacă ai prieteni de sex opus, ceva în relația de cuplu s-ar putea să nu funcționeze cum trebuie. Și atunci, am zis că lămuresc treaba asta, că am stănit destul de multe controverse și vreau să explic ce înseamnă pentru mine o relație de amiciție, prietenie. Deci, atenție, eu când spun, unii spun prietena mea, eu spun iubita mea. Deci, cam este iubita mea, este amiciție între o femeie și un bărbat, între persoane sex opus. De ce spun că s-ar putea să fie o mică problemă acolo? Este pentru că singurul mod sau singura variantă în care consider că poți să ai prieteni de sex opus este dacă relația ta de cuplu este perfect armonioasă, să zic așa. Adică, foarte multă lume caută prietenii de sex opus pentru că, într-o formă sau alta, în relația de cuplu ceva le lipsește. Ceva, prieteniile cu persoane de sex opus o să genereze probleme în relația de cuplu. Adică, până la un punct, toată lumea poate să accepte că ai prieteni, prietene care sunt cumva așa pe lângă relația de cuplu, dar eu n-am văzut încă foarte multe relații în care treaba asta chiar să funcționeze. Adică, gândește-te cum ar fi eu, de exemplu, da, să în relația de cuplu cu Cami și să îi spun, uite-te, ies la o masă cu o prietenă, da? Ies la o masă cu o prietenă. Nu e vorba de business, da? Deci nu e vorba de business, nu e vorba de poziția de coach să o ajut. E pur și simplu o relație de prietenie, da? Ne întâlnim ca să discutăm de diverse chestii. Oare despre ce discutați? Că dacă nu este business, dacă nu este ajutorul meu, poziția de coach sau de trainer sau de om de afaceri, atunci de ce mă întâlnesc cu o altă femeie ca să, știi, ca să ce? Despre ce discutăm? Care sunt acele lucruri pe care ar trebui să le pot discuta acolo și să nu le pot discuta în relație de cuplu? În schimb, în momentul în care mă întâlnesc cu prietenii mei, bărbați, da, și zic lui Cami, uite-te, ne întâlnim cu băieți sau mă întâlnesc cu Ovidiu, mă întâlnesc cu Ovidiu celălalt sau mă întâlnesc cu oricine dintre băieți, nu este niciun fel de problemă, pentru că între bărbați altfel ne înțelegem. La fel ca și când o femeie, de exemplu, care este într-o relație de cuplu, să zică iubitului ei, uite-te, mă duc să mă întâlnesc cu Georgică, nu este vorba de afaceri, nu e de carieră, nu e de profesie, ne întâlnim așa să povestim despre lucruri. Despre de care lucruri o să povestiți cu Georgică? Lucruri de care nu poți discuta cu mine sau păi am și eu nevoie de un prieten. Nu, ai nevoie de o prietenă, pentru că dacă vrei într-adevăr ca cineva să te înțeleagă ca femeie, nu alege un bărbat să facă chestia asta. Dacă vrei tu ca bărbat să fii înțeles ca bărbat, nu alege o femeie pentru chestia asta. Pentru că dacă alegi o femeie, tu ca bărbat, înseamnă că ceva acolo în relația ta cu femeia de lângă tine, ceva acolo nu e în regulă. Da? Dacă vrei să fii înțeles de către o femeie ca bărbat, atunci ia-o pe iubita ta. Dacă vrei să fii înțeleasă ca femeie de către un bărbat, ia-l pe iubitul tău. Și atunci, mare atenție cu treaba asta, cu jocurile astea de prietenii, mai ales tendința multor bărbați este să găsească tot felul de amice și prietene și vă zic sincer, verificați-vă așa în adâncul sufletului cum e relația de cuplu, dacă într-adevăr e vorba de o prietenie sau e vorba de o refulare, dacă într-adevăr este vorba de ceva constructiv sau este o formă de fugă. Pentru că în majoritatea cazurilor o să vedeți că este vorba de o formă de fugă. Atunci, neapărat am simțit nevoie să lămuresc treaba asta pentru că am avut destul de multe răzvrătiri, așa mai ales din partea unor bărbați. Cum adică să fie o problemă faptul că eu am prietene femei? E atâta vreme cât nu ai o relație de cuplu în care chiar să fii implicat, nu este o problemă. Da? Atunci înseamnă că doar ești în contact cu energia feminină și este o formă de, nu știu, completare în viața ta energiei feminine, dar în momentul în care ai relație de cuplu, unde mai trebuie să completezi și alte lucruri pe lângă, acolo s-ar putea să fie o problemă. Dacă relația de cuplu într-adevăr este foarte faină și amândoi sunteți împliniți și este, cum zic, așa, se revarsă în exterior, poate atunci mai te întâlnești, dar atunci te vei întâlni cu alte femei, bărbat fiind, poate ca să le ajuți, să le oferi un sfat, să le oferi o susținere, nu ca prieten, nu pentru că ai nevoie tu să te conectezi într-un fel la anumite lucruri acolo. Așa că mare, mare grijă și atenție tuturor celor care aveți senzația asta că aveți doar relații de amiciție cu persoane de sex opus pe lângă relații de cuplu, pentru că nu neapărat funcționează. Și cineva mă întrebase cum anume influențează nivelul de inteligență emoțională
această relaționare, să zic așa, aceste amiciții, prietenii între persoane sex opus, e în momentul în care ești inteligent emoțional și ai aceste abilități de inteligență emoțională dezvoltate, o să știi unde e limita. O să simți și o să-ți dai seama când începi poate să deviezi. Pentru că culmea este, nu ne alegem prieteni sau amici, persoane sex opus cu care nu avem anumite afinități, da? De care nu-ți place, care ți-e neutru, da? Îți alegi persoane cu care într-un fel sau altul ai afinități, de care te simți atras, nu neapărat erotic, nu neapărat sexual, te simți atras pentru că ceva e acolo. Ei, dacă ai inteligența emoțională dezvoltată, o să-ți dai seama care sunt nuanțele care te atrag acolo, care sunt acele lucruri de care ai nevoie, pe care încerci poate să le completezi, poate goluri pe care încerci să le umpli. Dacă nu ai abilitățile de inteligență emoțională, te trezești, da? După un proces care durează și în care iei niște decizii, ai ajuns în niște contexte și ai creat situații cu persoane de sex opus care îți afectează relația de cuplu sau poate care îți afectează, nu știu, pur și simplu creează o tensiune. Doar gândește-te, e destul de interesant și mulți nu văd diferența asta sau nu-și dau seama cât de deranjant poate fi, dar gândește-te cum e de relația de cuplu, da? Ești într-o relație de cuplu și ai o problemă la job, când mergi acasă și povestești despre problema respectivă la job, celălalt o să te înțeleagă, adică, bun, avem o problemă, da, tu ești supărat pentru că șeful, șefa, colegul, ce-o fi, da, e o problemă. Dar când tu ai o anumită problemă pentru că o amică de-a ta te-a deranjat cu nu știu ce și bărbat fiind merge acasă și povestești iubitei tale, știi, așa mă deranjează că uite-te ce face aia și uite-te cum se comportă, crede-mă, va fi foarte diferit perceput față de momentul în care te enervează unul din prietenii tăi sau unul din colegii tăi. Deci, mare grijă, când ai inteligența emoțională dezvoltată, îți dai seama de aceste nuanțe foarte fine care țin de modul în care relaționezi cu sex opus, modul în care umpli poate anumite goluri, modul în care încerci să completezi relația de cuplu pe care o ai și dacă îți dai seama de ele, e suficient de lucid ca să și le oprești sau să le modulezi sau să le gestionezi așa încât să nu afectezi relația de cuplu, dacă chiar e importantă acea relație pentru tine. Dacă relația de cuplu este una care vine și trece și vedem apoi ce facem, atunci e de înțeles că îți găsești cumva pe lângă niște lucruri care să-ți asiguri spatele, dar nu recomand nimănui chestia asta. Așa că uitați-vă puțin la prieteniile, amicițiile pe care le aveți cu sex opus și vedeți în ce măsură există poate niște goluri pe care încercați să le umpleți, vedeți care e măsura în care uneori este o fugă din neputința ta din relația de cuplu în direcția respectivă sau uneori este chiar o formă de trădare, este mult spus, dar poate să ducă chiar în direcția asta, chiar dacă pentru tine la nivel mental, așa rațional, pare foarte, foarte inocent. Pentru că, până la urmă, ce contează în acest gen de complexitate, zic așa, de interacțiune, contează starea pe care o ai, contează atitudinea pe care o ai și ceea ce prin asta generezi în relația ta de cuplu și, evident, în relațiile cu restul lumii. Așa că aveți grijă de voi și să vă bucurați de relațiile pe care le aveți, dar construiți-le cu foarte mult discernământ.